Urmând exemplul Comunei Domnești, care găzduiește în fiecare duminică cel mai mare târg de produse alimentare și nealimentare din nordul județului Argeș, Ion Berevoianu, edilul Comunei Lerești, dorește să reînvie o activitate similară în spațiul comercial din Voinești. Târgul săptămânal, la această dată, funcționează cu două obiective, târgul de cereale și târgul de animale, și încercăm să dezvoltăm acest târg. Banii sunt puțini, dar cu acești bani o să reparăm ceea ce există acum și într-un an, doi, să modernizăm acest târg. Eventual să atragem comercianții, încât să facem și pe domeniul comercial, așa cum este la Domnești, și ne gândim ca sâmbăta să fie acest târg. De asemenea, ne gândim să realizăm niște spații pe care să le concesionăm sau să le închiriem. Asta probabil anul viitor, și să asigurăm chiar desfacerea produselor autohtone din zonă. Vorba produselor lactate și altele la care, pentru care trebuie să asigurăm condițiile corespunzătoare.